Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Începem o săptămână. Săptămâna 14-20 martie. Și voi face o etalare pentru această nouă săptămână cu cărțile de tarot pentru fiecare zi a săptămânii, ca să vedem ce energii sunt în fiecare zi. Așadar, dacă aveți ceva în plan pentru această săptămână, vă puteți gândi la ceea ce vă interesează, dar nu va fi o etalare pe variante, ci pe zodii, pentru a fi puțin mai personalizată. Așadar, voi face pentru fiecare zodie în parte să vedem ce spune tarotul pentru fiecare zodie. Zodiile de foc, de pământ, de apă, de aer, să vedem cum vor fi aceste energii în această săptămână în funcție de zodii. Să vedem așadar ce se întâmplă în săptămâna 14-20 martie, ce energii sunt, ce noutăți, cum va fi fiecare zi, la ce vă puteți aștepta. Să vedem așadar ce spune tarotul pentru fiecare zi a săptămânii. Vedem pentru zodia Berbec. Extraordinar. Extraordinar. Berbecii pot să spun că sunt niște favorizați, să zic așa. Niște favorizați, pot să spun, ca o săptămână extraordinară, extraordinară. Deci, luni pot avea poate un eveniment sau au niște întâlniri, au niște bucurii, niște vești, niște reușite, niște prietenii, se întâlnesc poate cu niște prieteni cu care sărbătoresc succesul, spre exemplu, sau prietenia, sau ies pe undeva, posibil și acest lucru. Deci, sunt mai artiști, poate, berbecii văd aici că sunteți mai artiști, sunteți mai creativi, mai bucuroși, vă bucurați de viață, vă trăiți viața, sau chiar aveți niște evenimente. Marți aveți o zi și mai reușită, pentru că aveți niște oportunități aici, aveți niște ocazii favorabile, aveți niște lucruri care se întâmplă pe neașteptate. Poate că aveți și niște drumuri de făcut, niște decizii de luat, dar în orice caz aveți o zi extraordinară și marți. Aveți o săptămână de succes. Aș putea să spun că această săptămână poate doar ce trebuie să fiți mult mai atenți la stres, la oboseală. În rest, vă văd aici cu niște energie extraordinară, deci sunteți într-o săptămână în care puteți să vă relansați într-o afacere, într-un drum, într-un proiect, într-o prietenie. Sunteți mai entuziaști, sunteți mai plini de viață, cu mai multă încredere și văd că și miercuri veți avea un mare succes. Poate vine și o revelație, să zic așa. Vă simțiți în forță, vă simțiți în putere, sau aveți pe cineva care vă ajută, aveți pe cineva care e pentru voi ca un soare, ca un ghid, ca un Dumnezeu, să zic așa, ca un arhanghel în viața voastră, ca un salvator. Deci veți avea o zi de succes în orice caz, miercuri, pentru planurile voastre, fie pe afaceri, fie pe orice plan, chiar și de sănătate și orice ar fi. Joi, în schimb, aici e o zi în care poate că e necesară mai multă răbdare, mai multă înțelepciune, poate aveți de-a face poate și cu o femeie mai matură, mai înțeleaptă, o întâlnire poate cu părintele, cu mama, cum ar veni, sau sora, sau cineva mai matur, văd aici, sau aflați niște secrete, pentru unii dintre voi poate fi vreo dragoste ascunsă, de niște intrigi aici, în funcție de anturajul vostru, puteți avea și de-a face cu o femeie puțin mai intrigantă, să zic așa, sau e vorba și de părintele care e mai în vârstă, spre exemplu, și trebuie să ai mai multă înțelepciune, mai multă răbdare cu această persoană. Sau aici poate fi vorba și de cineva care vă mai învață ceva, mai aflați niște secrete, mai studiați ceva sau învățați pe alții ceva, le dați lecții cum ar veni, dar trebuie să aveți răbdare, să nu forțați lucrurile, pentru că lucrurile se vor întâmpla la momentul respectiv aici. Puteți avea de-a face cu cineva dintr-un semn de apărac. Vineri, în schimb, vă văd că aveți poate mult de muncă, aveți mult stres, multă oboseală,
poate că e nevoie să nu trageți prea tare singur la treburi, să zic așa, ci să mai cereți ajutorul. Sau să vă îngrijiți mai mult de sănătate. Stresul nu vă face prea mult bine. E o zi în care puteți avea și multe câștiguri, foarte multe lucruri de făcut, cu multe reușite, dar și cu mult stres și oboseală, consum fizic. Sau vă duceți pe undeva unde e foarte aglomerat, poate, și nu faceți, să zic așa, nu vă mai țin nervii, cum ar veni, și vă stresați. Sâmbătă, în schimb, vă văd aici că aveți poate o întâlnire cu o femeie. O femeie joacă un rol important pentru voi. O femeie foarte frumoasă, foarte elegantă, foarte cu multe calități. O femeie cu bani aici poate fi. Sau aveți niște afaceri, niște reușite care le aveți voi în planul vostru, mai ales dacă sunteți femeie. Poate că voi sunteți care vă veți ocupa de a vă îngriji de frumusețe, poate și de treburile casnice, de niște evenimente. Pentru că văd că și duminică apare tot așa o întâlnire cu prietenii, niște evenimente, o perioadă de relaxare, amintiri. Poate că veți discuta cu persoane din trecut, cu persoane din familie sau dintre prieteni. Și surpriza voastră e ceva pe neașteptate, poate fi un copil, poate fi o aventură, o dragoste, poate fi o idee genială, pentru că vă văd aici într-o săptămână. Deci aveți o săptămână de câștiguri, de beneficii, de succes, poate chiar câștiguri mari, care vin pe neașteptate sau propuneri, oferte de contracte, de noutăți. Deci aici vă văd într-o săptămână în care e plină de succes, dar joi și vineri sunt niște energii așa în care vi se cere mai multă prudență și răbdare și să nu vă stresați. În rest, vă văd aici foarte frumos și energia, să zic, a săptămânii este energia unei persoane aici lipsite cumva de griji, bucuroase. Aici poate că aveți de-a face și cu niște evenimente, copii, tineri, aventuri, nu știu, vine ideea să plecați undeva, fie singur, fie într-o cu cineva, să plecați așa în lume cumva, să faceți o escapadă, cum ar veni undeva la munte, poate, sau în altă parte, sau vă vine vreo idee, da? Deci vă văd aici că sunteți foarte inventivi, apar multe noutăți, o săptămână plină de mișcare, am zis, poate că aveți de luat și niște decizii la un moment dat, da? Deci vin lucrurile unele după altele și se răstogolesc la voi cumva niște ocazii favorabile. În această săptămână cu multe întâlniri, evenimente, distracții, poate chiar, da, poate care aveți chiar niște distracții, un copil poate juca și un rol important, sau un tânăr, aici văd și energii multe de tineri, de persoane tinere, noi, să zic așa, mai zăpăcite puțin, e nevoie poate cumva să tratați cu mai multă seriozitate anumite situații, pentru că ori e vorba de o persoană care poate fi puțin mai irresponsabilă, ori apare o situație de aventură, poate dacă sunteți într-o relație cu cineva, o să vă apare poate ocazia de a mai flirta cu altcineva, de a avea o aventură, de aceea vine poate acea idee nebunească de a pleca undeva, cine știe, de a avea o escapadă. Cam asta e ce văd la berbec. Deci pare o săptămână foarte, foarte frumoasă pentru berbeci. Haideți să vedem pentru Tauro, cum va fi săptămâna pentru Tauro, pentru fiecare zi a săptămânii. Să vedem la Tauro, la voi să și grăbesc niște energii. Le punem aici. Vedem mai departe ce spun Tauro. Ce se întâmplă la Tauri. Vedem cum va fi această săptămână pentru Zodia Taur. Wow! Deci s-ar putea această săptămână să fie cu energie mai pozitivă. La cât a fost de neplăceri, poate apar și energii mai pozitive. Și la voi. E o săptămână chiar bună, cu mici excepții, dar în general foarte bună. Și la voi, bătăluni, și la voi apare o situație de o sărbătoare, de o petrecere, ceva, o bucurie pe care o aveți voi cu cineva, nu știu, bucuria revederii sau altceva, văd că aveți ceva, o bucurie, o reușită, o realizare și voi păreți mai creativi, mai artiști, mai romantici, mai dorniți de schimbarea aceasta de primăvară. Marți, vă văd și pe voi că vă împliniți niște vise, poate faceți un drum, sunteți și aici mai romantici, mai romantice, poate chiar îndrăgostite, veți comunica, pare că vă duceți vă puneți o dorință, poate, marți. Vreți să faceți ceva măreț. Vă vine așa vreo. Aveți o dorință, poate, de mult și s-ar putea să se îndeplinească marți. Poate fi vorba și de o dragoste aici, pentru că văd că și miercuri apare o energie a unei dragoste, a unui îndrăgostit care vă oferă sprijinul, care
vă propune ceva, vă oferă ceva, un dar, o dragoste, un sprijin, o consolare. Apare poate și noutatea unui copil, unei sarcini, poate să fie și o astfel de situație. Sunteți mai creativ, mai îndrăgostite, mai îndrăgostiți, pare așa. Joi și aici vă văd că poate faceți un drum undeva, mă duceți, conduceți ceva, orică aveți vreun examen de condus, școala de șofer, spre exemplu, sau altceva, în orice caz, văd aici că sunteți într-o energie a unor situații pozitive care vă face să vă simțiți bine ca femeie, ca mamă, ca soție, ca jobul vostru, aveți idei, sunteți cu inițiativă, cu creativitate și aveți și persoane pe care le conduceți. Reușiți cumva să vă gestionați o anumită situație. Vineri văd aici că apare iară dragoste. Deci e o săptămână a dragostei pentru voi, aș putea să spun. Taurii cumva sau vă influențează dragostea, o femeie îndrăgostită, văd aici că apare o situație în care veți primi și oferi dragoste, ajutor, cineva care este foarte generos cu voi, generoasă, poate fi o femeie foarte generoasă, sunteți voi, foarte îndrăgostită. Pentru vineri, pentru, asta e bine, pentru sâmbătă văd că apare o noutate, un drum, ceva, un tânăr, o relație serioasă se poate naște, o inițiativă, ceva care începe într-un mod serios, dar poate fi vorba cu o persoană mai tânără care e puțin mai neexperimentată sau poate că puțin mai pragmatică, mai materialistă, pentru că văd că și duminică poate veni o neplăcere, ceva, o amenințare, o manipulare, ceva aici. Se poate, văd că poate e nevoie să reflectați cumva înainte de a lua o decizie și să vă gândiți la consecințe pentru ca să nu aveți neplăcere. Pentru că pare o săptămână minunată, binecuvântată și văd că aveți și influența a unei arcane majore pentru această săptămână și îmi spune că veți face niște schimbări aici care vă poate plecați undeva, se schimbă ceva, treceți la un alt nivel, poate veți lua un examen, am zis, poate veți lua, ori deveniți mamă, soție, puteți primi chiar o cerere, poate chiar în căsătorie, vă îndepliniți un vis, un vis care ține poate și de o altă lume, de o socializare, de o popularitate, de un succes, ceva, într-un anumit grup de persoane, poate chiar un job sau ceva care voi vă doriți poate de mult timp. Dar trebuie să vă alegeți cu grijă lumea, să zic așa, pentru că am zis că poate anturajul sau trebuie să faceți voi niște clarificări aici, pentru că am văzut duminică aici apare această carte puțin cam amenințătoare, îngrijorătoare, pentru că pot fi niște persoane puțin care sunt și manipulatoare, dar și agresive în același timp. Niște persoane puțin cu niște energii puțin mai complicate, mai complicate, mai manipulatoare, mai egoiste, poate e de făcut o clarificare, pentru că văd că puteți trece la un alt nivel, face o schimbare și o schimbare să vă creați o altă lume, să apară în viața voastră ceva care să vă schimbe cumva perspectiva, să vă dea o nouă șansă. Cam asta e ce văd și pentru Taur. Haideți să vedem și pentru Zodia Gemeni. Vedem pentru Zodia Gemeni ce se întâmplă pentru săptămâna 14, cum va fi săptămâna 14. Sau voi se grăbesc, le scot dacă ele se grăbesc, ce să le fac? Le punem pe acestea, s-au grăbit, sunt pentru voi, înseamnă că au ceva să vă spună. Au ceva să vă spună. Wow! E o săptămână, o energie foarte interesantă a unor dragoste cumva aici în această săptămână. Deci pentru gemeni văd că luni aveți niște noutăți, poate, dar trebuie tratate cumva cu prudență aici. Puteți avea de-a face cu o tânără sau un tânăr. Aici pentru unul dintre voi poate fi vorba de o sarcină, de o femeie însărcinată, apare un copil, ceva, apare sau un nou proiect la care lucrați, dar pe care trebuie să-l tratați cu mai multă seriozitate. Marți, văd că veți avea și aici ceva, un contract, poate un acord, o întâlnire de afaceri, ceva care vă aduce beneficii, vă dă o stare de stabilitate, de siguranță, vă simțiți bine. Deci luni poate că începeți ceva nou, un proiect nou, vine vreo veste ceva, sau apare un copil, un tânăr.
Marți văd că aveți așadar un contract, ceva, un act, faceți un, încheiați un contract, un acord, după care vă vin niște beneficii, aveți niște rezolvări. Miercuri văd că aveți aici un bărbat, o inițiativă care poate vă duce către un succes, poate fie a voastră, fie pentru un bărbat, da, care pare că vă dă putere, vă dă forță. Eu, o persoană puțin mai egoistă, poate mai impulsivă, dar care vă dă multă forță, multă energie. Joi vă văd cu un drum, poate faceți o călătorie, o călătorie fie spirituală, fie pentru a rezolva ceva, poate fi de succes, vine cu o salvare, vine cu, sau vă vine de la drum vreo salvare. E nevoie cumva aici, poate să ajutați pe cineva, să vă oferiți, va trebui cumva să vă încercați să vă descurcați, să vă salvați. Poate aici joi încercați să căutați o soluție de salvare într-un mod cât mai care să vă țină în echilibru, să vă dea stabilitate, pentru că văd că vineri vine totuși o zi în care chiar aveți nevoie, poate să o să cereți sprijinul cuiva, ori să ajutați voi pe cineva. Aici, atenție pe legat de taxe, de păcălele legate de bani, de câștiguri, de cheltuieli, de cheltuie, când faci cumpărături, spre exemplu, aici, că cineva parcă ar vrea să profite. Pentru că văd că și sâmbătă este cineva, aveți pe cineva care vrea cu voi, apoi din nou o șansă, împăcare, vrea, e cineva aici sau sunteți chiar voi care sperați ca cineva să vă ajute, să se întoarcă la voi, să vă ierte, poate. Aici apare o situație de a repara ceva, de a te împăca cu cineva, poate chiar cu un suflet pereche, pentru că văd că și duminică mi-apare energia chiar a iubirii, a împăcării, a unei relații. Orică se naște o iubire, pentru că tu deja o visezi, o dorești, orică apare, poate, sau ori te muți cu partenerul, ori apare o sarcină, dai naștere unui copil, nu știu, e ceva aici care se întâmplă duminică ca un miracol, poate veni și printr-o iertare, că ierți pe cineva pe care ai avut o neplăcere. Apare poate o propunere avantajoasă de la, cu cineva care ține la tine, care ți-e apropiat aici, dar poate ai și de luat o decizie și trebuie să te decizi în ceva aici, de făcut o clarificare cu cineva drag, poate. Pentru că văd totuși că energia săptămânii poate fi o energie a unei suferințe. Acum poate fi o suferință care am zis de joi, că e ceva de salvat sau de vineri, că ai cineva încearcă să profite, deci te poate dezamăgi cineva sau ceva. E o energie care vine pe surpriză pe această săptămână, cumva influențează aceste și va trebui să-ți găsești echilibru. Puterea o găsești în tine, în interiorul tău. Mai ai o șansă de a repara, mai ai șansa de a rezolva ceva, fie pe sănătate, fie pe o relație, fie legat de muncă. De muncă nu prea te văd cu probleme, mai degrabă alte chestiuni care trebuie rezolvate. Cam asta e ce văd și la Zodia Gemeni. Aștept de Gemeni pentru această săptămână. Haideți să vedem și la Zodia Rac, ascende Rac, va fi această săptămână. Și la voi se grăbesc niște lucruri, le punem aici. Vedem ce se grăbește la Raci. Wow, ce săptămână! Wow, e o săptămână fantastică, să știți, cu multe lucruri, chiar dacă sunt și așa, na, că numai lapte și miere, poate te plictisești. Văd aici că mai apar, deci pentru Raci văd că e o săptămână în care luni păreți plin de muncă, aveți multă treabă luni, munciți împreună cu cineva, poate că aveți cu cine munci sau ajutați pe cineva în legat de un proiect, de ceva, de muncă. Văd că vă vin bani, pot să vă vină și niște beneficii, niște bani, niște daruri. Luni, marți, văd că sunteți într-o zi în care vă puteți împlini niște vise, puteți fi populari, puteți să vă și relaxați, prietenii, poate aveți niște evenimente. Miercuri văd că aveți o clarificare, niște acte, ceva, noutăți, vreo idee, ceva genială care vine pentru voi. Faceți dreptate cumva, vă faceți dreptate, cereți dreptate, cumva aici apare o situație de, în care voi puteți fi foarte clari, foarte lucizi într-o situație, puteți găsi o rezolvare, o soluție optimă. Da, se poate face o clarificare. Joi văd că o femeie joacă un rol important, poate fi o femeie chiar dintr-un semn de aer sau poate fi vorba și de, aveți nevoie de a vă clarifica ceva cu o femeie sau a rezolva o problemă chiar de sănătate. Pentru că văd că și vineri vine o situație în care aveți, deci, joi vineri, puteți avea totuși niște situații
conflictuale, cumva rivalități, nu știu, ceva aici care trebuie clarificat pe sănătate. Poate fi stres, oboseală, aglomerație, ceva, fie la muncă, fie într-o anumită situație cu cineva, aveți niște rivalități pe care le veți depăși cu bine, văd că veți avea victorie până la urmă, mai ales dacă nu vă implicați în certuri, în discuții, stați mai deoparte, pentru că apoi văd că vineri, sâmbătă, pardon, și duminică, sunteți într-o splendidă perioadă cu noutăți, cu reușite, cu succes, cu drumuri, cu într-o energie de veselie, de bucurie, de speranță, de câștiguri. La voi poate chiar puteți câștiga la loterie, să știți, pentru că vă văd aici că aveți niște energie externe și stelele vă sunt favorabile, că voi aveți chiar energia săptămânii. Stelele, voi aveți niște chestiuni legate de destin. În această săptămână cumva vă construiți cu destinul. Voi aici cu mintea, cu gândirea voastră, cu ideile voastre, cu anturajul pe care îl aveți, pe care cu ajutorul care îl dați și îl primiți, cumva aceste lucruri și clarificările care le faceți, poate aveți examene pe sănătate, pe alte chestiuni de muncă, văd aici că le puteți depăși, aveți ocazii, drumuri poate care le faceți, chiar în străinătate, sau vă vin persoane din străinătate, văd că vin niște vești bune, apar niște noutăți pentru voi către sfârșitul săptămânii, dar și energia cu toată săptămânii este energia unei armonii care se poate restabili. Să vă simțiți mai popular, să vă simțiți mai strălucitor, să vă simțiți mai. Să vă împliniți niște vise. Deci la voi apar vise care se împlinesc, dar vin și oportunități să vă împliniți alte vise. Poate că va trebui repede să vă gândiți ce vise vă mai puneți, că aveți cum ar veni, îți apare pe neașteptate situația de cineva să-ți împlinească niște vise și tu trebuie repede, repede să te decizi ce vis mai vrei, ce dorință mai vrei. Pentru că văd aici că apare așadar pentru raci o săptămână, poate cu niște evenimente, cu niște întâlniri cu prietenii, cu familia, faceți cunoștințe noi sau chiar intrați poate într-un colectiv nou de persoane, că am zis că apare o energie a unor noutăți. Haideți să vedem și pentru zodia Leu, ascendent Leu, să vedem pentru zodia Leu ce va fi în această săptămână care urmează, cum va fi săptămâna. Voi sunteți pe drum, faceți drumuri, păreți cumva pe mai singuratici, poate. Energia dragostei și la voi, da, faceți niște drumuri și voi. Deci lei păreți aici într-o săptămână în care păreți că luni aveți poate de-a face cu cineva cu haine de stat, om de lege poate, sau apare chiar un medic, vă duceți la doctor, poate chiar și acest lucru, sau în orice caz este o zi în care poate că trebuie să fiți mai prudenți pe certuri, pe discuții, poate aveți ceva de rezolvat cu justiția. Marți, văd că vă puteți rezolva niște probleme, dar e nevoie să fiți mai prudenți pe cheltuieli, pe investiții, poate. E nevoie să vă mențineți într-un echilibru, să știți că găsiți niște soluții la niște probleme singuri. Soluția cumva la o problemă, la ceva, e tot la voi. Reușiți cumva să vă echilibrați, vă reușiți cumva, poate și ajutați pe cineva sau veți cere ajutorul cuiva și îl veți primi. Miercuri văd că o femeie joacă un rol important, poate, sau sunteți chiar voi, fiind semn de foc aici, poate sunteți chiar voi aici o femeie care e foarte sigură pe sine, care știe ce vrea, care conduce. Aveți de-a face cu o femeie puternică, femeie cu inițiativă, cu frumoasă, o femeie foarte inteligentă, foarte impunătoare, să zic așa. Și e posibil să fie vorba de o relație cu o femeie, dintr-un semn tot de foc, ca și voi, poate chiar. Pentru că văd că, care sunt, dacă sunteți bărbați, iar dacă sunteți femeie, sunteți voi. Văd că voi vă doriți un suflet pereche, îl visați, îl așteptați, îl doriți poate împăcare sau vă gândiți, ați dori să aveți o relație cu cineva, sau dacă aveți o relație cu cineva, pare că se îmbunătățește ceva relația cu această persoană, pentru că văd că și vineri apare pentru voi o dragoste și vineri apare
o energie a unei iubiri împărtășite, un suflet pereche, o împăcare, o iertare, ceva, o clarificare care se poate face. Și sâmbătă vă văd că plecați la drum, da, aveți niște reușite aici. Poate că aveți un eveniment de căsătorie și voi lei în această săptămână, orică copiii voștri, orică voi, orică aveți niște afaceri aici, în familie, cu persoana iubită, cu cineva care vă iubește, care vă ajută, vă susține, vă sprijină. Și văd că și duminică, la fel, o zi în care aveți multă putere, vă împliniți dorințe. Deci este o săptămână minunată în care sunt niște energii foarte puternice aici, care pot duce la niște lucruri spectaculare. Și pentru lei văd aici, așadar, și energia săptămânii este energia chiar a unor beneficii care vin prin muncă. Munca care o faci cu cineva care te ajută, tu ajuți pe cineva, cineva te ajută pe tine. Cumva aici este o situație de o afacere care o ai cu cineva, poate o colaborare bună sau ai un parteneriat bun, să zic așa, cu partenerul tău, fie pe afaceri, fie pe dragoste și în felul acesta lucrurile parcă ajută la îndeplinirea oricărei dorințe, văd aici că parcă sunt. Ori apare situația chiar la vă îndrăgosti în această săptămână, chiar pe neașteptate, poate în drumurile voastre apar aceste energii, cu cineva care face drumul din sfântare sau vine din sfântare, care are afaceri. Da, îmi pare aici o situație foarte, foarte benefică. Deci, lei au o săptămână minunată. Haideți să vedem pentru rodia fecioară cum va fi vârsta fecioară în această săptămână, la ce se pot aștepta rodia fecioară, așteptând fecioară pentru săptămâna care urmează 14-20 martie. O săptămână în care trebuie să vă vină bani, proate, aveți, vă echilibrați niște energie extraordinare, uite așa ce frumos vine și aici, ce energie. E o săptămână, într-adevăr, foarte interesantă, să știți. Deci foarte, foarte interesantă. Cu multe vești, cu multe noutăți, cu multe drumuri. Văd că luni, fecioarele poate chiar sunt pe drum, fac niște drumuri. Fie în străinătate, fie vin vești din străinătate, bani, câștiguri aici. Aveți o inițiativă, vă luați, nu știu, viața în mâini, sunteți mai siguri pe voi. Vă merge bine un examen, o afacere, ceva, vă redresați o situație, chiar dacă aveți niște rivali, veți depăși cu bine. E o zi de succes, să zic așa. Mars, la fel, e o zi în care aveți multă energie, multă forță, idei, sunteți foarte creativi, foarte inventivi, să zic așa, foarte îndemânati și talentele voastre care dau niște beneficii, poate apărea chiar o dragoste și la voi, da, pentru unul dintre voi, sau se reaprinde focul. Focul dragostei între voi și partener. Sunteți mai creativi, dați viață unor dorințe, vă împliniți niște dorințe. Miercuri aveți bani, câștiguri, muncă care cu beneficii, să zic așa, ajutor. Joi aveți o zi în care vă relaxați, poate vă împliniți niște dorințe, aveți niște petreceri, poate, sunteți populari. Da, sunteți într-o zi în care vă simțiți împliniți, că aveți ceea ce vă trebuie. Vineri aveți vești, noutăți, clarificări, acte, lucruri poate și legate de sănătate sau de o relație cu cineva, clarificați ceva. Dar poate că e necesar să fiți atenți cum clarificați, pentru că văd că apoi sfârșitul de săptămână s-ar putea să fie cu o singurătate sau să fie cu o răceală, cu o discuție cu cineva, văd și sâmbătă că apare o situație cu o femeie mai egoistă puțin aici, poate mai rece sau aveți probleme de sănătate. Și duminică văd că poate apărea tot așa un stres, o rivalitate, ceva, o discuție, dar pe care o puteți depăși. O puteți depăși dacă nu vă băgați în discuții prea, nu intrați în polemici, să zic așa, cu niște persoane care poate sunt mai superficiale sau vă sunt rivale. Energia săptămânii este o energie și a voastră a unei aventuri aici. Poate unele dintre voi aveți un spirit mai aventuros și de aici pot apărea aceste situații de răceală, de discuții, de neplăceri sau e vorba de o persoană cu care aveți a face care e puțin mai irresponsabilă, care șese din fire sau sunteți chiar voi, poate mai nervoasă la un moment dat și aici trebuie să țineți cont puțin și de cu cine aveți de-a face, trebuie făcut o clarificare mai moderată, pentru că păreți într-o săptămână foarte plină, focoasă, să zic așa, și atunci poate cumva e nevoie de a mai tempera lucrurile, pentru ca să nu terminați săptămâna într-o singurătate sau într-o discuție. Vă vin vești noi, pentru unele dintre voi pot veni vești legate și de o sarcină, da, poate veni, sau de un copil aici apare,
apar niște drumuri, poate pe neașteptate, de făcut, da, că am zis și de luni care aveți un drum, dar poate fi și în timpul săptămânii ceva care apar noutăți vești, de făcut, decizii de schimbări care vin brusc, să zic așa, pe neașteptate, lucruri imprevizibile. Cam asta e ce văd și la Fecioară pentru săptămâna care vine. Hai să vedem și la balanțe. Vedem cum vor sta balanțele în această săptămână. La ce se pot aștepta balanțele în săptămâna 14-20 martie? Vedem care sunt energiile pentru balanțe. Așteptăm balanțe în săptămâna care urmează. O ispită aici, o intrigă. Aici, legate poate și de un acord. S-ar putea să apară până la urmă un acord. Să apară o împăcare, să apară o situație de a avea o stabilitate financiară, profesională, într-o relație, să vedem. E, la voi, la balanță, e o săptămână puțin așa mai strâns. Da, ia uite cum a apărut aici, atenție. Deci, balanțele puteți avea o săptămână destul de dificilă. Luni pare mie mai relaxant aici, parcă sunteți mai odihniți, poate vă împliniți o dorință, vă simțiți voi mai în largul vostru. Dar poate că ar trebui să vă gândiți și la cei care nu prea au, care sunt în suferință, pentru că văd că marți ați putea avea o dezamăgire. Deci, dacă luni păreți că sunteți în culmea gloriei, totul vă merge bine, petreceți, aveți ceva de sărbătorit, marți văd că vine o suferință, o dezamăgire, ceva, o depresie, nu știu, o veste proastă, ceva, probleme de sănătate, nu știu ce aveți aici marți, eu vă văd în total opus față de luni. Și miercuri văd că o femeie joacă un rol important pentru voi, orică e o femeie care are multe talente, dar și multe fețe. E o femeie a banului aici, o femeie materialistă cu care aveți de-a face. Poate că aveți nevoie să vă și duce să vă vindecați, poate că vă duce la vreun terapeut, la vreo terapeută, la vreo persoană, dar e materialistă această persoană. Joi aveți de-a face cu o situație foarte stresantă, obositoare. Aici aveți nevoie, parcă sunteți singuri, cumva, parcă aveți nevoie de ajutor, păreți aici într-o dificultate. Și văd că și vineri aveți o frustrare și vineri aveți o dificultate, o așteptare, ceva, să vină o veste, aveți un plan, ceva și sunteți poate mai neliniștiți că încercați să vedeți dacă se concretizează. Pare că sâmbătă ceva, ceva iese, vă vin niște vești, niște daruri, vă vin niște reușite, să zic așa, dar duminică poate fi dezastru pentru voi când a apărut această carte care vine cu o ceartă, cu o distrugere, cu o revoltă, cu o intrigă, cu un scandal, ceva, o ruptură bruscă, vești neașteptate pot veni. Acum s-ar putea să fie de bine, depinde de la fiecare la fiecare aici, pentru că e ceva imprevizibil și poate veni cu o distrugere, ceva să iasă la suprafață, ceva să se inflameze, ceva să se distrugă. Aici poate fi și pe societate, poate fi și pe viața personală, o dezamăgire, ceva cruntă. Dacă ar fi un faliment, cum ar fi un divorț, cum ar fi, nu știu, un scandal sau o molimă, ceva, nu știu, ceva care vă dă peste cap planurile cumva. Acum depinde de la fiecare la fiecare, că pentru unii poate fi vorba de o dragoste care te dă peste cap, te îndrăgostești brusc. Pentru că văd că totuși energia săptămânii este energia unei tinere aici, unei tinere, unui drum, unei persoane care face drumuri, poate fi și de altă naționalitate, unei vești, apare o noutate, fie de un copil, fie de altceva. Cam asta e ce văd și la balanță. Deci au o săptămână puțin mai dură. Haideți să vedem și la zodia Scorpion. La ce se pot aștepta și zodiile Scorpion pentru săptămâna 14-20 martie. La voi se grăbiți la voi. Gata, norocul, eu punem aici. Dacă ea a ieșit, înseamnă că e ceva care spune, și voi aveți o săptămână mai dură, aș putea să spun, nu este chiar așa comodă săptămâna aceasta. Nu e foarte comodă, dar nici desperiat, poate că nu e chiar desperiat. Deci scorpionii luni pot avea niște ocazii de drumuri, de a schimba ceva, ocazii favorabile, un noroc neașteptat care poate veni, niște bani, o întâlnire, ceva,
aici cumva soarta vă surâde să mai îmbunătățiți ceva în viața voastră, dar poate ține și de un drum sau de deciziile voastre. Mars se văd totuși o zi periculoasă, cu niște frici, cu niște temeri, cu niște intrigi, scandaluri, certuri aici, mai ales pe timpul nopții, pe timp de seară aici pare că ceva se e ceva aici, orică nu vă simțiți voi bine, parcă, nu știu, e ceva aici, poate apărea o hărțuială, o ceartă, un scandal, ceva. Miercuri, în schimb, vă văd aici că sunteți bine, vă văd aici că sunteți într-o relaxare sau o femeie joacă un rol pentru voi important, o femeie dintr-un semn de aer. Joi, vă văd în schimb iară din nou, într-o zi foarte speriați cumva, blocați cumva, intimidați cumva, într-o neputință, să zic așa, într-o frustrare. Da, aveți un blocaj aici pe sănătate sau pe ceva care nu vă puteți voi mișca cum vreți voi. Vineri, în schimb, că ceva se schimbă. Poate apărea împăcare, poate că aveți așa o săptămână cu certuri și împăcări, voi scorpioni. Pentru că vineri vă văd că poate apărea chiar o împăcare, apare o stabilitate, o siguranță, o bucurie, o relaxare, să zic așa. Dar sâmbătă iar apare o situație dificilă, tot cu femeii în semn de aer sau e ceva de clarificat aici, fie pe sănătate, fie aveți o întâlnire poate cu o femeie. Pentru duminică văd că un tânăr joacă un rol important, un tânăr dintr-un semn de foc aici, văd un copil sau un tânăr care totuși aici poate e nevoie să fiți mai prudenți cu această persoană, că e mai, ori nu e mai neastâmpărat, să zic așa, mai, ori nu e prea sincer, apar niște drumuri și văd că și energia săptămânii e energia unui tânăr, a unui copil sau care unei dragoste pe voi, poate că voi aveți o dragoste ceva care e cu năbădăi așa, cu sușuri și coborâșuri sau copii, aveți copii și vă creează niște dificultăți fie pentru școală, fie pentru drumurile care le fac, ceva care vă dă o neputință că nu puteți voi să rezolvați sau nu puteți voi să îi stăpâniți, etc. Văd această energie. Haideți să vedem și pentru zodia Sagitător, ascendent Sagitător, cum va fi săptămâna 14-20 martie pentru Sagitător, ascendent Sagitător. Să vedem la ce vă puteți aștepta în această săptămână. Wow! Vise care se împlinește la voi, să știți, puteți avea niște vise împlinite. Pot împlini niște vise și la voi. Wow, ce săptămână! Ce săptămână! Extraordinar! Ce săptămână și la voi! Wow! La voi o săptămână a miracolelor, să știți. La această variantă, varianta Săgetătorului, pentru Săgetător, ascendent Săgetător, este o săptămână miraculoasă. Aici o săptămână karmică, credința joacă un rol important, niște evenimente, evenimente religioase, evenimente de familie, de destin, aș putea să spun. Luna aveți poate chiar ceva de sărbătorit, o bucurie, o, nu știu, o prietenie, o stare pozitivă, așa de, ca și cum divinitatea cumva vă binecuvântează, vă simțiți binecuvântați. Fiți atenți și la vise, că visele vă inspiră. Sunteți mai inspirați, poate mai creativi. Mars vă văd într-o zi în care parcă vă vindecați, vă relaxați, apare, nu știu, apare o energie benefică pentru voi, o calmitate, să zic așa, o relaxare, un succes, ceva care vă dă o stare de bine. Miercuri văd că un bărbat joacă un rol important, un îndrăgostit, poate un bărbat generos, apare pentru voi o situație favorabilă printr-un bărbat. Joi apare o zi în care parcă studiați, învățați, nu știu, vă ocupați de hobby-urile și pasiunile voastre, învățați pe alții sau mai învățați voi ceva, vă înscrieți la niște cursuri, aveți niște rezultate, niște beneficii, niște reușite muncite, ca să zic așa, cu solidaritate, și văd că și vineri apare chiar o zi în care poate vă dedicați mai mult credinței, spiritualității sau aveți o relație bună cu cineva foarte înțelept, o persoană matură, o persoană care are credință, care are niște principii sau
cineva vă ajută, vă ajută cineva. Aici poate că aveți un mentor, un profesor, cineva care vă dă niște sfaturi bune, vă ajută cu ceva și văd că și sâmbătă aveți o zi în care s-ar putea să vă caute cineva, vrea să se întoarcă la voi, să vă declare dragoste, să vă ceară mâna, poate veți cunoaște. E această săptămână cu o energie în care voi aveți aici niște evenimente, niște întâlniri, niște ocazii favorabile de a schimba ceva în viața voastră. Vă apare aici miracolul, să zic așa, un miracol împăcării, miracolul unui succes, miracolul să obțineți un job, să schimbe ceva în bine în viața voastră, pentru că e cumva ca mâna divinității aici care intervine la voi pentru că să fac o pace, să fac un miracol, să apară o iubire, să apară un serviciu, să apară un succes, bani. Chiar văd că apar astfel de situații și duminică aveți o zi în care e o zi în care apare chiar pace, împăcare, vești, nu știu, noutăți din altă lume, să zic așa, sau plecați voi undeva, vă vin vești de undeva, apare o dragoste, o întâlnire de destin, apare un copil, sunteți foarte creativ, mai popular probabil, deci o săptămână în care veți fi mai populari, în care veți fi mai binecuvântați, sunteți iertați, sunteți mai multă armonie. Deci o săptămână foarte armonioasă pentru săgetători și chiar este această energie a săptămânii, a unei armonizări, să zic așa, în care vă veți descurca, veți învăța să notați, să zic așa, să vă descurcați și în ape tulburi și în ape calme. Deci văd aici că jonglați cu situațiile, văd aici că vă vin bani, veți avea succes, veți avea reușite, job, împăcare, deci pare o săptămână binecuvântată pentru voi, fie că sunteți singură sau singur, fie că sunteți într-o relație, aici pare că tot ce se întâmplă în această săptămână este cumva sub semnul unui miracol, cumva pentru voi, a unor vise împlinite, vă împliniți niște vise. Da, deci apar aici evenimente, apar noutăți pozitive pentru voi, binecuvântări divine. Da, așa aș putea să-i spun că sunt binecuvântări divine pentru zodia săgetător. Haideți să vedem și pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn, pentru această săptămână, cum va fi săptămâna. Vedem ce se întâmplă pentru zodia Capricorn. Wow, bani la voi, foarte mulți bani, poate chiar la loterie, nu știu, o moștenire, ceva, nu știu, vine ceva pe neașteptate. Da, se pare că veți avea o săptămână și voi. E ceva în această săptămână, sunt niște energii puternic pozitive, cumva ceva se poate îmbunătăți. Acum depinde și de zodia și de ascendentul vostru, dar văd că în orice caz energiile majoritatea au fost foarte pozitive, chiar dacă una, două așa au fost mai neliniștitoare, atenuează celelalte, că nu țin, deci nu durează mult. Luni văd că sunteți într-o zi în care vă căutați poate să vă echilibrați, nu știu, să vă odihniți, e nevoie poate chiar să vă echilibrați, să vă țineți într-un echilibru, adică să nu exagerați nici cu munca, nici cu odihna, nici cu cheltuielile, nici cu economiile, să zic așa. Trebuie să vă mențineți cumva într-o energie echilibrată ca să aveți o zi de succes, că pare că vântul vă suflă în pupe. Cum se spune, să mergeți în direcția succesului, pentru că văd că vine marți, o zi extraordinară în care vă refaceți și forțele, aveți succes, aveți claritate, aveți niște miracole în viața voastră, câștiguri, da, aveți niște noutăți pozitive, poate chiar o împăcare, o revedere cu cineva, cineva care vă face dreptate, deci văd aici că aveți ceva de sărbătorit, poate chiar un eveniment. Miercuri apare un drum, o călătorie sau aveți de-a face cu un tânăr puțin mai mândru, mai să zic așa, mai impulsiv puțin, mai materialist puțin aici, e ceva de făcut în grabă cumva, dar trebuie să fiți atenți cumva în jurul vostru, că nu e totul foarte clar, poate. Joi văd că aveți poate o schimbare, plecați la drum undeva sau socializați, aveți niște evenimente și aici o întâlnire importantă la nivel înalt, nu știu, sau la nivel de persoane importante, poate fi și de familie, o întâlnire cum ar fi de familie, trebuie să faceți o schimbare, cumva să schimbați ceva, sau veți mai socializa, veți mai face niște cunoștințe, apare cineva care vă dă un sprijin, un sfat, ceva. Vinerii văd că totuși voi trebuie să vă clarificați ceva cu poate pe sănătate, cu o anumită femeie, aici poate apărea o ruptură, o răceală, o critică, o ceartă ceva cu o femeie mai dură cumva,
Pentru că văd și sâmbătă că sunteți într-un fel de intimidați, cumva blocați. Să aveți aici mai mult curaj, mai multă încredere, mai multă voință, ca să vă eliberați de niște suferințe, de niște temeri, de niște frici. Și duminică văd că joacă un rol important un tânăr, dintr-un semn de foc aici, îl văd cu o inițiativă, dar poate veni și cu o falsitate ceva, iar e nevoie să fiți prudenți aici cu cine aveți de-a face, că poate apărea ori o ceartă, ori altceva care să vă creeze neplăceri. Dar văd că energia săptămânii pentru Capricorn este energia unei stabilități, totuși, care pleacă de lung, cu un echilibru. Deci vă puteți menține echilibru, vă puteți reechilibra, dar aveți și la un moment dat și o stare de o discuție care vă intimidează, ori cu cineva cu funcție, ori cu un medic care vă dă această teamă, frică, da, poate că vă duceți la medic și vă spune ceva care vă dă puțină teamă, dar nu ar trebui, ar trebui să gândiți pozitiv. Pentru că văd că puteți să fiți într-o stare de reușită, de succes, de stabilitate. Poate apare chiar un contract pentru voi, asta poate fi schimbarea. Apare un contract, ceva, un acord, un împăcare, ceva, care vine energia săptămânii. Pentru Capricorn, ascendent Capricorn. Haideți să vedem și pentru vărsător, ascendent vărsător. Să vedem cum va fi săptămâna 14-20 martie pentru vărsătorii ce au în această săptămână, în fiecare zi, la ce se pot aștepta vărsătorii. Au, la voi sar cărțile. Voi aveți și voi multă muncă, niște reușite, treiul joacă un rol important la voi, cifra 3. Wow, ce zi, ce interesați la voi, ce interesați la voi, interesați la voi, o săptămână interesantă și la voi, cu toate că nu e în ea numai roz. Văd că luni aveți o zi de succes, deci luni puteți avea un miracol. Luni puteți avea un succes, o reușită, ceva, o victorie, o clarificare, cu toate că amenințări aici pot fi, dar puterea credinței face miracole pentru vărsător, ascendent vărsător. Deci sunteți ajutați cumva din mai multe direcții, aveți mai multe beneficii, nu știu, vă vin simultan, aveți simultan mai multe chestii care cumva vă iluminează. Văd că vă puteți descurca. Aveți sunt și niște trădători, poate cineva care sau invidie, gelozie cumva, dar sunteți protejați cumva de divinitate voi. Sunteți sub protecție divină. Cereți ajutorul divinității că vă poate proteja. Puteți învinge niște dificultăți, puteți avea succes, reușită, parcă se mai încălzește ceva. La propriu, la figura ceva, o relație, o situație. Marți văd că faceți niște drumuri sau aveți de-a face cu niște tineri care fac drumuri aici, persoane. Aveți poate niște noutăți, să zic așa, niște motive de mândrie, poate. Mai învățați ceva, mai studiați, aveți de-a face sau îi mai învățați pe alții. Miercuri văd că aveți și aici poate o întâlnire foarte importantă, o socializare, o popularitate, ceva, un succes puteți avea și miercuri. Poate niște întâlniri la nivel înalt, să zic așa, cu niște persoane, pentru niște sfaturi, pentru niște schimbări, pentru a crea o altă lume, cumva, a trece la un alt nivel. Aici aveți o viziune, ceva, dar vă loviți joi cumva de o dificultate. Bă, deci o femeie, o critică, ori pe sănătate, apare aici niște situații cumva de clarificate joi. Pentru vineri, puteți fi chiar voi această femeie care joi, cine, ziua de joi depinde de voi, să zic așa. Pentru vineri văd că apare o situație cumva care vă frustrează, vă dă o frică, o teamă, un blocaj, ceva. Aici poate că e și cineva care, totuși voi poate că chiar trebuie să vă curățați energiile, de aceea îmi pare de luni această protecție divină pe care voi trebuie să o aveți, pentru că s-ar putea să încerce cineva să vă facă ceva, de apare acest blocaj la voi. Da, deci e ceva care vă blochează cu cine, să nu vă treziți în vreun blocaj, într-o intimidare, într-o amenințare, ceva aici, o rivalitate, ceva, dar e nevoie să aveți voi încredere, în curaj. Văd aici că și sâmbătă un tânăr joacă un rol important, o inițiativă, niște vești, niște drumuri, dar
persoane tinere care totuși sunt cu un semn de întrebare aici, că pot fi prea ori impulsive, ori nu sunt prea de încredere aceste situații noi care apar sâmbătă. Duminică, în schimb, poate apărea o reechilibrare, un acord, o împăcare, o clarificare, o stabilitate, o siguranță, o redresare a unei situații, să zic așa, și văd că energia săptămânii este energia chiar a unui semn de aer. Aici unui bărbat, dar poate fi un bărbat mai matur, un bărbat mai critic aici, poate fi o ceartă sau e vorba de un om de lege. Energia unui om de lege cu care voi aveți de-a face. Poate că ajungeți la o înțelegere cu cineva sau aveți de rezolvat ceva cu un om de lege, cu un om dintr-un centru de aer sau o persoană mai critică. Poate apărea și o discuție mai aprinsă, mai ceartă, de aceea poate vă simțiți aici vineri într-un blocaj, dar apoi pare că lucrurile parcă se reechilibrează. E o energie, această săptămână se pare că e așa și pentru vărsător cu oarecare emoții, să zic așa, dar văd că aveți și multe influențe. Voi sunteți aici cu niște influențe puternic, să zic așa, și pozitive, dar și cu multe, poate, decizii de luat aici. Aveți ceva care trebuie bine gândite, să zic așa, ceruți sfatul sau trebuie să vă bazați pe voi, în același timp să cereți și sfatul, să faceți niște acorduri, așa, o săptămână puțin mai dificilă. Dar pare că vă vine o iluminare, o idee, ceva, o clarificare se face. Haideți să vedem și pentru semnele de ultimul semn care a mai rămas al horoscopului, semnul de apă, pești. Să vedem, eventual, zodia pești, ascendent pești, cum va fi această săptămână 14-20 martie. Să vedem la ce vă puteți aștepta în planurile importante. Voi ești o carte, mai multe cărți aici, tot așa puțin, că s-au întors pe față. De ce s-au întors pe față? Din cauza unui suflet pereche, voi aveți o dragoste aici, o femeie în vârstă care pare că suferă. Vă așteaptă o femeie în vârstă sau e vorba de o iubire secretă, ies niște secrete la iveală. Vă e teamă de niște secrete. Haideți să vedem ce apare și la zodia pește, ascendent pește, și la voi. E o săptămână mai dură această săptămână, nu neapărat dură, așa, cu niște frici. Dar și la voi, văd că ca și la semnul vărsătorului, cumva se, chiar dacă eu le-am amestecat, ele văd că toți s-au ieșit cumva amestecate și la voi cam aceleași. Luni e o zi în care trebuie să faceți o clarificare aici, atenție că sunteți cam urmăriți cumva, pot apărea niște certuri, niște discuții sau o pagubă, ceva, se strică ceva, vi-a strică cineva ceva, apare o tânără sau un tânăr aici puțin care ori apare vreo ceartă cu vreun copil sau o noutate, ceva care vă dă puțin o problemă. Dar marți văd că rezolvați. Marți văd că aveți succes, aveți reușită, aveți o idee, aveți o împăcare, aveți un drum, ceva care vă dă multă, multă reușită, popularitate. Miercuri văd că faceți drumuri sau un tânăr joacă un rol important care face niște drumuri. Joi aveți și voi niște întâlniri importante, clarificări, sfaturi, popularitate chiar puteți avea. Plecați undeva, poate la drum lung, faceți vreun drum lung, dar vineri poate apărea o neplăcere, fie printr-o persoană cu funcție, fie printr-o femeie, fie o ceartă ceva, poate și legat de sănătate, că văd că și sâmbătă aveți tot așa o situație agresivă, o situație de blocaj, o situație de frică, de intimidare, o frustrare care trebuie cumva să vă, trebuie mai multă determinare să vă eliberați de niște frici, de niște intimidări, de niște situații, de blocaje. Duminică poate că plecați la drum sau un tânăr. Un tânăr face un drum, vă întâlniți cu un tânăr, vă vin vești de la un tânăr aici, noutăți. Iar ca energie generală văd că și voi aveți totuși un acord, o împăcare. Deci văd că până la urmă rezolvați ceva, apare un acord, o împăcare, apare un contract sau niște beneficii, veți avea niște rezolvări, nu știu, că vă faceți provizii, că vă vin niște bani, că încheiați un contract, un acord, că faceți o împăcare cu cineva, o clarificare, văd că până la urmă e această energie acestei săptămâni, dar totuși aveți o teamă, ceva poate să nu iasă așa cum vă doriți voi. Toate că aveți niște energii care vă pot aduce, dar pot apărea niște neînțelegeri din cauza unor persoane mai rele, mai egoiste, mai agresive sau
sunt clarificările făcute cum trebuie, ceva aici care voi trebuie să descoperiți aici, că voi aveți aici deja acest soare care vă iluminează, vă dă totuși, vă relevă ceva, aflați niște adevăruri, probabil că veți afla niște adevăruri, ceva, este ceva la iveală. Cam asta e ce pot să spun. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri și că veți avea o săptămână minunată, binecuvântată pe toate planurile, așa cum vă doriți. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!